Bine ați revenit! Suntem la al cincilea curs de optică geometrică. Azi voi vorbi despre dioptrul care formează imagini prin reflexie, despre așa numitul dioptru reflectător și despre cel mai simplu astfel de dioptru, și anume oglinda plană. În cursul precedent am dedus cele două relații principale ale dioptrului sferic, relația punctelor conjugate și formula măririi liniare. În aceste relații, N1 este indicele de refracție al mediului din care vine lumina, N2 este indicele de refracție al mediului în care trece lumina după ce interacționează cu suprafața dioptrului, iar R este raza de curbură a dioptrului. Și împreună, aceste trei mărimi formează ceea ce numim caracteristicile dioptrului. Dacă știm cei doi indici de refracție și raza de curbură, putem să calculăm tot ce dorim în legătură cu dioptrul respectiv. Partea din dreapta semnului egal din relația punctelor conjugate, adică N2 minus N1 supra R, se numește puterea dioptrului. Se notează cu litera B mare și se numește puterea dioptrului. Și după cum vedeți, puterea depinde doar de caracteristicile dioptrului, N1, N2 și R. Unitatea de măsură pentru putere în sistemul internațional se vede că este 1 pe metru, pentru că indicii de refracție sunt adimensionali, n-au unitate de măsură, dar la numitor am raza, care se măsoară în metru. Deci 1 pe metru sau metru la minus 1. Și în optica geometrică, 1 supra metru, adică inversul metrului, se numește dioptrie. Se numește dioptrie și voi reveni la noțiunea de dioptrie un pic mai târziu în acest curs. A doua relație a dioptrului, mărirea liniară, ne arată cum putem calcula raportul dintre mărimea imaginii și mărimea obiectului. Și după cum vedeți, acest raport nu depinde doar de caracteristicile dioptrului, ci depinde și de poziția obiectului față de dioptru. X1 este distanța de la vârful dioptrului la obiect. S-ar putea să spuneți, nu numai de X1, depinde și de X2. Da, X2 este funcție de X1 și de caracteristicile dioptrului. Tocmai asta ne arată prima relație a dioptrului sferic. Deci dacă știu cât este X1 și caracteristicile dioptrului, pot să calculez X2, adică poziția imaginii. Deci puterea nu depinde decât de caracteristicile dioptrului, dar mărirea liniară depinde și de poziția obiectului față de dioptru. De pildă, veți vedea în cursurile viitoare că o lentilă este o asociere de doi dioptri. Când folosiți o lentilă ca să obțineți o imagine pe un ecran, mărimea imaginii nu depinde doar de lentilă, ci și de distanța la care se găsește obiectul față de lentilă. Să vedem. A doua completare se referă la focarele dioptrului sferic. Ce se întâmplă dacă obiectul se găsește foarte departe, dacă este atât de îndepărtat încât razele de lumină care ajung de la el la dioptru, în momentul în care ajung la dioptru, sunt practic paralele? Puteți observa din aceste patru desene cum, cu cât obiectul este mai îndepărtat de dioptru, cu atât razele care ajung la dioptru sunt mai aproape de paralelism. Dacă obiectul se găsește la o distanță foarte mare, atunci, practic, razele care ajung la dioptru sunt paralele între ele și să presupunem că sunt paralele și cu axa optică principală. De pildă, razele Soarelui, atunci când ajung la Pământ, sunt practic paralele între ele, pentru că Soarele se găsește la o distanță de aproape 150 de milioane de kilometri de Pământ, iar dovada acestui paralelism
este faptul că umbrele obiectelor verticale sunt paralele între ele, așa cum vedeți în această fotografie. Și atunci să punem condiția ca obiectul să se găsească foarte departe. Adică punem condiția în relația punctelor conjugate ca x1 să tindă la minus infinit. Pentru că obiectul este pus de obicei la stânga. În acest caz, raportul n1 pe x1 tinde la 0 și rămâne n2 supra x2 este egal cu n2 minus n1 supra r, unde rezultă că x2 este n2 înmulțit cu r supra n2 minus n1. Și în acest caz, valoarea lui x2 se numește distanță focală, distanță focală imagine. Și o notăm cu f indice i. Și distanța focală imagine este deci n2 înmulțit cu r supra n2 minus n1. Iar punctul care se găsește la distanța focală imagine de vârful dioptrului, așa cum vedeți în desen, se numește focarul imagine al dioptrului. Acolo, în acest punct, dioptrul concentrează razele de lumină care vin paralele între ele și paralele cu axa optică principală. Deci un fascicul paralel de raze, raze paralele cu axa optică principală, va fi concentrat în focarul imagine de către dioptru. Acum, punctul de pe axa optică principală, de la stânga vârfului dioptrului, a cărui imagine se formează la infinit, se numește și el focar, se numește focar obiect, după cum vedeți în acest desen. Ca să vedem cât este distanța de la vârf până la acest focar, adică distanța focală obiect, trebuie să punem condiția ca imaginea să fie la infinit, adică trebuie să punem condiția ca x2 să tindă la infinit. Și atunci primul termen din relația punctelor conjugate tinde la 0 și avem minus n1 supra x1 egal cu n2 minus n1 supra r, sau x1 este egal cu minus n1 ori r supra n2 minus n1. Și acum, această valoare a lui x1 se numește distanță focală obiect, o notăm cu f indice o, și este deci minus n1 înmulțit cu r supra n2 minus n1. Iar punctul care se găsește la distanța FO de vârful dioptrului, așa cum vedeți în desen, se numește focar obiect. Este focarul obiect al dioptrului. Și acum putem deduce foarte ușor, plecând de la aceste două relații, câteva formule foarte importante și folositoare pentru rezolvarea problemelor. Am găsit, deci, cele două expresii ale distanțelor focale ale unui dioptru. Focarul imagine se găsește la distanța f indice i, care se numește distanță focală imagine, iar focarul obiect se găsește la distanța f indice o, care se numește distanță focală obiect. Să adunăm întâi cele două distanțe focale. F indice i plus f indice o este egal cu n2r supra n2 minus n1 minus n1r supra n2 minus n1. Fi plus fo va fi, la numărător r se poate da factor comun, r pe lângă n2 minus n1 supra n2 minus n1. Și atunci diferența n2 minus n1 se simplifică și obținem relația f indice o plus f indice i este egal cu r. Așa cum v-am spus, o relație foarte folositoare pentru rezolvarea problemelor. Mai departe,
Să facem acum raportul F indice O supra F indice I. F indice O supra F indice I este egal cu F indice O minus N1 R supra N2 minus N1 și înmulțit cu inversul lui F indice I, adică cu N2 minus N1 supra N2 înmulțit cu R. Din nou, diferența N2 minus N1 se simplifică, se simplifică și raza și obținem o altă relație foarte folositoare, și anume că F indice O supra F indice I este minus N1 supra N2. Și ultimul lucru, să înmulțim relația punctelor conjugate cu inversul fracției din dreapta, adică cu R supra N2 minus N1. Atunci vom avea așa, N2 înmulțit cu R supra X2 pe lângă N2 minus N1 minus N1 înmulțit cu R supra X1 înmulțit cu N2 minus N1, iar în dreapta va fi 1, pentru că așa cum am spus, am înmulțit fracția cu raportul R supra N2 minus N1. Ceea ce vedeți în primul termen, N2 înmulțit cu R supra N2 minus N1, este distanța focală imagine. Iar în al doilea termen, N1 înmulțit cu R supra N2 minus N1 este distanța focală obiect. Avem și semnul minus aici în stânga. Și asta înseamnă că relația punctelor conjugate se poate scrie în felul următor. Am aici F indice I supra X2 plus F indice O supra X1 este egal cu 1. Un alt mod de a scrie relația punctelor conjugate, din nou foarte important pentru rezolvarea problemelor. Să notăm. V-am promis că revin asupra mărimii pe care o numim dioptrie. Când vorbim despre un dioptru, ne interesează de obicei unde este focarul imagine al dioptrului respectiv. Adică, de obicei, trebuie să știm cât este distanța focală imagine. Și asta pentru că, după cum veți vedea, dacă știm unde este focarul, e ușor să desenăm imaginile pe care ni le dă dioptrul respectiv. Inversul distanței focale se notează cu litera C mare și se numește convergență. Deci convergența unui dioptru
este inversul distanței focale. Și se vede că unitatea de măsură pentru convergență în sistemul internațional este din nou 1 pe metru, adică dioptria. Și acum, să presupunem că distanța focală, imagine, a unui dioptru este 20 de centimetri. Adică, după cum vedeți pe desen, focarul imagine se găsește la 20 de centimetri de vârful dioptrului. Acolo sunt concentrate razele care vin paralel cu axa optică principală. Convergența lui, în acest caz, va fi 1 supra, nu 20, pentru că 20 sunt centimetri, supra 0,2 metri, adică 5 dioptrii. Dacă distanța focală ar fi 10 centimetri, atunci convergența ar fi 1 supra 0,1 metri, adică 10 dioptrii. Deci, după cum vedeți, și ne arată și formula acest lucru, convergența este invers proporțională cu distanța focală. Cu cât distanța focală e mai mică, adică cu cât focarul este mai aproape de vârf, cu atât am mai multe dioptrii. Convergența este cu atât mai mare, de atâtea ori mai mare, de câte ori este mai mică distanța focală. Vedeți că în cazul în care distanța focală e 20 de centimetri, dioptrul are 5 dioptrii, dar dacă distanța focală este 10 cm, atunci dioptrul are 10 dioptrii. Deci, multe dioptrii înseamnă că focarul este aproape de vârful dioptrului, adică razele care vin paralel sunt concentrate aproape de vârful dioptrului. Dacă are puține dioptrii, atunci focarul este departe, razele sunt concentrate într-un punct care se găsește departe de vârful dioptrului. Ca să putem folosi relațiile dioptrului pentru a ajunge la relații pentru oglinzi, adică să putem găsi relațiile în cazul în care dioptrul lucrează prin reflexie și nu prin refracție, devine deci un dioptru reflectător, trebuie să punem o condiție care se numește condiția de reflexie. Să vedem care este condiția respectivă. Să ne gândim la o rază de lumină care cade normal, deci perpendicular pe suprafața unei oglinzi. După reflexie, ea se va propaga pe aceeași direcție, dar în sens opus. Unghiul de reflexie va fi și el 0. În desen cu roșu este desenată raza incidentă, iar cu albastru este desenată raza reflectată. Și se vede foarte bine că V2 este minus V1. În modul, cele două viteze sunt egale, pentru că în cazul reflexiei, raza reflectată se propagă în același mediu prin care s-a propagat și raza incidentă. Dar pentru că sensul vitezei este opus, avem relația V2 este egal cu minus V1. Dar în general vorbind, V2 este C supra N2 și V1 este C supra N1. În cazul unui dioptru, așa definim cele două viteze. Și atunci avem următoarea relație. C supra N2 este egal cu minus C supra N1. Relație care este adevărată doar dacă N2 este minus N1. Și aceasta se numește condiția de reflexie. Dacă în formulele dioptrului punem această condiție, asta va însemna că dioptrul nu mai lucrează prin refracție, ci la suprafața dioptrului se produce reflexie. Deci avem această condiție de reflexie. Condiția de reflexie poate fi pusă și în cazul refracției în general. Și atunci legea lui Snell devine sinus de I supra sinus de R egal cu N2 pe N1, adică minus 1
Ceea ce înseamnă că sinus de I este minus sinus de R și pentru că noi lucrăm cu unghiul de incidență ca unghi din primul cadran, obținem că I este egal cu minus R sau R este egal cu minus I. Ce semnificație are semnul minus? Dacă ne gândim la o reflexie, avem raza incidentă care formează cu normala la suprafață unghiul de incidență I și raza reflectată care formează cu normala unghiul R, unghiul de reflexie. Dar dacă unghiul de incidență este măsurat spre stânga de la normala la suprafață, adică în sens trigonometric, atunci el are o măsură pozitivă. Dar în acest caz, unghiul de reflexie este măsurat spre dreapta de la normală, deci are o măsură negativă și din această cauză apare acest semn minus, dar legea reflexiei este respectată. Măsura unghiului de reflexie este egală în modul cu măsura unghiului de incidență. Și dacă tot am vorbit despre legea lui Snell, s-ar putea ca în cazul incidenței normale să spună cineva că raportul sinus de I supra sinus de R devine un raport de nedeterminare, pentru că avem 0 pe 0. Și s-ar putea să spună cineva că înseamnă că la incidență normală legea lui Snell nu mai funcționează. Ba funcționează, pentru că, în general vorbind, avem sinus de I supra sinus de R egal cu N2 pe N1. Și asta se poate scrie sinus de I este N2 pe N1 ori sinus de R. Adică sinus de I este o constantă înmulțită cu sinus de R. Deci legea lui Snell se poate scrie și așa. Și atunci se vede că dacă I este 0, R va fi și el 0, pentru că am o constantă care doar dacă e înmulțită cu 0, poate să-mi dea valoarea 0. Ca să găsim relațiile pentru oglinzi, nu ne rămâne, deci, decât să folosim relația care ne dă condiția de reflexie în relațiile dioptrului sferic. Să facem acest lucru în relația punctelor conjugate. Și obținem minus N1 supra X2 minus N1 supra X1 este egal cu minus N1 minus N1 supra R. Relație care se poate împărți la minus N1 și atunci obținem 1 pe X2 plus 1 pe X1 este egal cu 2 supra R, care deja se poate folosi pentru cazul în care dioptrul lucrează prin reflexie. Avem această relație între X1, X2 și raza de curbură a dioptrului. Dacă ne uităm la formula focarului imagine și punem și acolo condiția de reflexie N2 egal cu minus N1, atunci vom avea minus N1 ori R supra minus N1 minus N1, adică minus N1 R supra minus 2 N1. Avem minus și la numărător și la numitor, deci vom avea o fracție cu semnul plus. Se simplifică N1 și obținem că focalul, în cazul oglinzilor, este R supra 2. Se găsește la distanța R supra 2 de vârful oglinzii, pentru că distanța focală este jumătate din rază. Și dacă ținem seama de acest lucru, putem scrie această relație altfel,
1 supra x1 plus 1 supra x2 este egal cu 1 supra f, care de obicei se numește prima relație a dioptrului reflectător sau relația punctelor conjugate în cazul oglinzilor. Cum rămâne cu beta? Mărirea lineară are în general expresia x2 pe x1 înmulțit cu n1 pe n2. Dar în cazul nostru, raportul n1 pe n2, dacă ținem seama de condiția de reflexie, este minus 1. Și atunci obținem că mărirea lineară, în cazul oglinzilor, este minus x2 pe x1. Și am găsit cele două relații fundamentale pentru cazul în care dioptrul lucrează prin reflexie. Cea mai simplă oglindă este oglinda plană. Cum ajungem de la relațiile noastre pentru oglinzi care au o rază de curbură la oglinda plană? Dacă o oglindă are raza de curbură mică, adică centru este aici undeva, atunci arată cam așa. Dacă are raza de curbură mai mare, adică centrul mai departe de dioptru, atunci suprafața mai puțin curbă. Și cu cât centrul va fi mai departe, cu atât suprafața va fi mai puțin curbată. Ceea ce înseamnă că trebuie să punem condiția ca raza să fie foarte mare. R, raza de curbură, să tindă la infinit. Și atunci, la limită, oglinda noastră devine plană. Ce se întâmplă dacă punem această condiție în relațiile noastre? Această relație devine 1 pe x1 plus 1 pe x2 egal cu 0. Dacă raza tinde la infinit, 2 supra r tinde la 0. Relație care e adevărată dacă x2 este minus x1. Deci, într-o oglindă plană, imaginea se formează în așa fel încât x2, distanța de la imagine la oglindă, să fie egală cu minus x1. Imediat o să vedem ce înseamnă asta. Dacă ne uităm la mărire beta, mărirea lineară, și dacă punem condiția ca x2 să fie minus x1, observăm că beta este 1. Deci mărirea lineară dată de o oglindă plană este 1. Iar puterea, pentru că apare raza la numitor și raza tinde la infinit, înseamnă că puterea este 0. Și acum să vedem ce înseamnă aceste trei relații, pentru că ele ne descriu ce se întâmplă cu imaginile atunci când folosim o oglindă plană. X2 egal cu minus X1 ne arată că imaginea dată de o oglindă plană este simetrică cu obiectul față de planul oglinzii. Adică, dacă aceasta este oglinda și fața ei este în stânga și obiectul este la distanța minus X1, atunci imaginea va fi la distanța plus X1. Obiect, imagine. Iar planul oglinzii este plan de simetrie între imagine și obiect. Imediat veți vedea cum se construiește imaginea într-o oglindă plană.
Mai trebuie să observăm ceva. Imaginea se formează în spatele oglinzii. Și imaginea care se formează în spatele oglinzii se numește imagine virtuală. Pentru că razele de lumină care pleacă de la obiect nu pot să ajungă acolo. Deci, imaginea virtuală nu se formează prin întâlnirea razelor de lumină. Și, în fine, faptul că puterea este zero ne arată că oglinda plană nu are dioptrii, mai bine zis, numărul de dioptrii al oglinzii plane este zero. Deci oglinda plană are zero dioptrii. Asta ne arată că nici nu mărește, nici nu micșorează imaginea. Tocmai vedem la, în cazul măririi liniare, care are valoarea 1 și care prin definiție este Y2 pe Y1, adică raportul dintre dimensiunea imaginii și dimensiunea obiectului. Dacă acel raport este 1, înseamnă că dimensiunea imaginii este egală cu dimensiunea obiectului. Să notăm aceste relații. Întâi, și acum să vedem cum construim imaginea într-o oglindă plană. Avem în desen o oglindă cu fața spre stânga și în fața ei un obiect luminos. Să ducem o rază de lumină perpendicular pe planul oglinzii, o rază de lumină care pleacă evident de la obiect. Este raza desenată cu roșu. Știm că ea se reflectă în așa fel încât se va propaga pe aceeași direcție, dar în sens contrar. Pentru că unghiul de incidență este 0 și unghiul de reflexie va fi 0, raza reflectată este raza desenată cu albastru. Și acum să mai ducem o rază. Raza numărul 2. Ca să vedem cum se reflectă această rază, trebuie să ducem normala la suprafață în punctul de incidență. Și acum putem desena raza reflectată având grijă să respectăm legea reflexiei, adică măsura unghiului de reflexie să fie egală cu măsura unghiului de incidență. Dar observăm că reflexiile celor două raze, raza reflectată 1 și cu raza reflectată 2, nu se întâlnesc. Ele sunt divergente. Distanța dintre ele crește pe măsură ce ne îndepărtăm de oglindă, deci nu se întâlnesc niciodată. Și atunci ducem prelungirile acestor raze, prelungirile razelor care se reflectă. Și observăm că prelungirile se întâlnesc într-un punct care va fi imaginea punctului luminos din fața oglinzii. Și pentru că această imagine se formează în spatele oglinzii, așa cum am mai spus, ea este o imagine virtuală, nu este o imagine reală. O putem vedea, dar ea nu se formează la intersecția razelor de lumină, ci la intersecția prelungirilor razelor de lumină. Și observăm din desen ceea ce știm deja, că într-adevăr distanța de la imagine la oglindă este în modul egală cu distanța de la obiect la oglindă. Cu alte cuvinte, planul oglinzii este plan de simetrie între obiect și imagine. În final, am de făcut 3 observații. Prima, faptul că o imagine este virtuală nu înseamnă că ea nu există. Ochiul va forma pe retină o imagine a acelei imagini virtuale, la fel cum creează imagini ale copacilor, stelelor și elicopterelor, așa că nu putem spune că imaginea virtuală nu există. Din punct de vedere practic, diferența este că în timp ce o imagine reală poate fi prinsă pe un ecran, nu putem face același lucru cu o imagine virtuală. O putem vedea, dar nu o putem prinde pe un suport. A doua observație.
punctele unui obiect care se găsesc mai la dreapta față de axa optică principală vor avea ca imagini puncte ale imaginii care se găsesc mai la stânga. Adică oglinda este plan de simetrie pentru sistemul obiect-imagine, așa cum am mai spus. Puteți vedea acest lucru într-un fragment din clipul Oglinda, al cărui link îl găsiți în descriere. Aici o săgeată. Dacă săgeata arată spre dreapta, atunci și săgeata din imagine arată spre dreapta. Dacă arată spre stânga, și săgeata din imagine arată spre stânga. Dacă arată în sus, și săgeata din imagine arată în sus. Dacă arată în jos, și săgeata din imagine arată în jos. Dar dacă o pun să arate spre oglindă, în cazul nostru spre apus, atunci săgeata din oglindă are sens opus. Ea arată spre răsărit. Înseamnă că oglinda totuși inversează ceva. Da, oglinda inversează lucrurile pe direcția perpendiculară pe suprafața ei. Asta face și din această cauză apar toate acele confuzii legate de dreapta și stânga. A treia observație. Auzim de multe ori că oglinda inversează dreapta cu stânga. Ei bine, acest lucru este o iluzie. Am explicat de ce în același material din care ați văzut un fragment, în clipul cu titlul Oglinda, care este al patrulea din seria Lumea nu este cum crezi, și vă invit să-l urmăriți ca să înțelegeți de ce această inversare a dreptei cu stânga în cazul oglinzilor plane este de fapt o iluzie. În cursul următor voi vorbi despre oglinzile sferice. Vă mulțumesc pentru atenție, succes în studiul fizicii, la revedere!